România anilor 90 era țara tuturor posibilităților. Un fel de vest sălbatic care funcționa după propriile sale reguli. Încă de la mijlocul anilor 80, în țări bogate ca cele din vestul Europei, dar și Statele Unite și Canada, îmbătrânirea populației și scăderea demografică deveniseră îngrijorătoare. Adopțiile internaționale erau singura soluție. Mai bine de 20% din copiii adoptați în aceste țări proveneau din zone sărace, iar România se afla, din nefericire, în această a doua categorie. Dacă între 1981 și 1987 România comunistă exportase în jur de 1000 de copii, în special în Franța, după 1990 numărul de copii români exportați în lumea largă a ajuns la 30.000. Și nu o spunem noi, ci statisticile și rapoartele publicate de Comisia Europeană în perioada 1994-2004. Imediat după deschiderea granițelor, orfelinatele din România au devenit subiectele predilecte ale jurnaliștilor străini. Copii neîngrijiți, abuzați și abrutizați au devenit emblema României post-decembriste. Și da, era o realitate. Doar că pe acest fond al impresionării opiniei publice, timp de mai bine de 10 ani, în România s-a dezvoltat o afacere extrem de bănoasă și de monstruoasă în egală măsură. Adopțiile ilegale. Altfel spus, cu acordul tacit al guvernelor corupte din acea vreme, s-a creat o rețea privată de adopții internaționale. Afacerea era prosperă, doar că la un moment dat, copiii abandonați în orfelinate nu au mai fost chiar atât de mulți. Astfel încât, pe la mijlocul anilor 90, încep să dispară inexplicabil din spitale, de pe stradă, din curtea școlii, din fața casei, copii din familii respectabile. Baroneasa Emma Nicholson, raportorul Uniunii Europene pentru România, scria în 2003: în România, acești copii exportați fac obiectul unui contract direct între agențiile de adopție și oficialii corupți. Puțini dintre acești copii chiar sunt orfani, mulți dintre ei chiar sunt răpiți pentru a fi vânduți. Într-un spital din Ploiești, infirmiere și medici deopotrivă au anunțat 23 de mame care născuseră prematur că le-au murit copiii. Iar anchetele noastre au scos la iveală că acei copii nu numai că nu muriseră, ci fuseseră răpiți, crescuți și hrăniți corespunzător până la 6 luni și apoi vânduți pur și simplu. Un astfel de copil sub un an costa în echivalentul unei sume de bani între 4.500 și 10.000 de euro. Huseim Cihan era un copil de 5 ani din Constanța. A dispărut din fața curții mătușii lui în mai 1995. Ce vă mai amintiți din ziua dispariției băiatului dumneavoastră? Câți ani avea? 5 ani. Când a dispărut, eram la servici. Da? Și am auzit că a dispărut băiatul meu. Cine v-a spus că a dispărut? Un coleg, un vecin de pe stradă. Nevastă mea i-a zis lui sora mea, vezi că mi-a dispărut băiatul. A venit, a notat pe sora mea și eu de la servici, când am venit, am luat să-l căutăm. Nu l-am găsit până în prezent. L-am căutat unde mi-a zis prietenii mei. Dacă știam
că e singur, l-am. I-a zis un prieten de al meu de pe stradă și până în prezent nu l-am găsit. Am fost și la poliție, am fost și la poliție și la vârsta, adică la poliție am fost chiar a treia zi, când s-a pierdut băiatul și mi s-a spus că va continua să-l caute și pe la vârsta de 7 ani eu nu s-a mai căutat chiar deloc copilul. Nu s-a mai căutat. La 14 ani l-a chemat pe soțul meu la evidența populației ca să dea semnătură, că l-a întrebat pe soțul poliția de la evidența populației dacă l-am găsit și zic că nu s-a găsit băiatul. Și așa că au închis cazul. Asta a fost. Ce vă mai amintiți din ziua dispariției băiatului dumneavoastră? Deci ce s-a întâmplat în ziua aceea? În ziua aceea eu am fost la mama, în vizită am fost. Pe atunci băiatul meu avea 5 ani, mai aveam încă o fată de 4 ani. Și aveam eu o soră mai mare. I-am lăsat la sora mea mai mare pentru o oră, i-am lăsat băiatul și m-am dus la o mătușă de-a mea timp de o oră. Și când am venit, dispăruse băiatul. Ăsta mi-amintesc perfect că dispăruse. Și în zona aia noi am crescut, am copilărit în zona aia, pentru că zona aia era mult mai populată decât zona unde locuiește soțul. Și nu s-a întâmplat nicio dispariție în zona aceea, s-a întâmplat cu copilul nostru. Și l-am căutat în seara aceea, l-am căutat și a doua zi. Și am dat de veste lui soțul, zic că băiatul a dispărut. Ce oră era? Era pe data de 5 mai. 1995. Deci era lumină afară. Da, era lumină, nu era întuneric, nu era nimica. Mai erau 2-3 copii de vârsta lui pe stradă erau. Și prin anul avea sora mea un băiat de vârsta lui, băiețelul acela a intrat în casă și al meu zice că a plecat pur și simplu cu 2-3 copii. A spus că el nu stă să mă aștepte pe mine până când vin eu de la mătușa mea și că pleacă el singur. Așa a spus. A plecat să vă caute? Da, da. Așa ar fi spus martorii. Da. Copiii de pe stradă cu care ar fi plecat îi cunoștea? Se mai jucase cu ei? Erau niște vecini dubioși pe Dacie în Mărul 10. Romi. Da. Erau. Erau dubioși. În ce sens? Pentru că nu aveau grijă de copii. Nu. Și parcă am ceva. Parcă am un dubiu față de vecinii ăștia de acolo. Credeți că l-ar fi furat? Pentru că ei, oamenii ăștia, își băteau copiii până îi puneau la cerșit, la alea, zic, poate deci nu aveau milă, erau nemiloși. Da, poate zic că și a trecut prin cap ca să plece copiii aceia de pe stradă. Asta mi-a mai rămas. Deci să-i fi răpit, efectiv. Da. Poliția a investigat acest lucru, a mers la această familie de țigani, a vorbit cu ei? Nu, n-a mers. Doar am fost, prin anii aia eram o secție în Piața Grâviții, țin minte, și am fost cu soțul meu acolo și mi-a spus că va urma căutările și pe mine m-a omenințat un pic că unde e băiatul, că ce am făcut, că poate l-am vândut, dar eu nu-l vândusem, nu-mi vând eu copiii pentru că nu sunt persoana aceea. Cum să-mi vând eu copilul născut din mine? Și chiar așteptam al treilea copil, așteptam. Eram însărcinată cu al treilea. Și ni s-a promis că o să continue căutările și au trecut ani, noi tot sperăm să fie undeva copilul acesta, pentru că la evidența populației nu figurează nimic, nici mor, nici viu. Cum îl strigați pe băiețel? Gihan. Să ne întoarcem în anul 1995, când un băiețel de 5 ani dispărea din fața porții mătușii lui, în Constanța. România era în acea perioadă cap de afiș. Toate televiziunile internaționale difuzau imagini cu copiii străzii. Îi filmau peste tot. Aceleași televiziuni nu spuneau nimic despre adopțiile internaționale care se făceau pe șest în România acelor ani. Care era situația copiilor dispăruți la începutul anilor 90? Am avut cazuri de copii dispăruți
din anii 90, care după 20-25 de ani și-au regăsit familiile, pentru că ei au plecat în căutarea părinților biologici și știu așa din poveștile lor, care sunt adevărate și cutremurătoare, că erau găsiți pe stradă de poliție, nu mai era miliție, era poliție, internați în orfelinate, în centre de plasament, unde li se dădea o altă identitate și apoi erau dați spre adopție internațională. Și copiii pe care părinții lor îi căutau. Am avut un caz în București, unde el dispăruse din sectorul 4, a fost găsit de poliție, a luat un tramvai și a ajuns până în sectorul 1, a fost internat într-un orfelinat, el n-a știut să-și spună decât numele Mic, i-a fost dată o altă identitate și a ajuns în Italia, în adopție. Dar nu e un singur caz, sunt nenumărate. Deci pe vremea aceea, mă rog, nu existau mijloacele de astăzi. Nu exista internet, nu existau telefoane mobile, dar existau faxuri. Nici măcar efortul ăsta nu făceau să comunice între ei în același oraș, în București, adică între sectoare. Nu cumva în sectorul vostru e un copil dispărut, că noi am găsit unul. Da. Deci asta era soarta copiilor dispăruți în anii 90. Dumneavoastră ați crezut că copilul a fost furat și dus în București? În București, da, să-l caut și acolo, da. Și ați plecat imediat la București? Da. V-ați luat liber de la serviciu, și v-ați dus să căutați prin gara de nord, unde de obicei erau toți acei copii ai străzii. Da, corect. Să ne aducem aminte, vorbim despre anul 1995. Da. Dar până să ajungeți la București, ce ați făcut aici, în Constanța? Deci, unde m-am dus, ce mi-a zis vecinii și prietenii, l-am căutat. În jurul străzii? În jurul străzii, la parc. Până unde doarme copii, de... peste tot, unde mi-a zis, m-am anunțat, m-am dus și l-am căutat și m-am găsit. Poliția, când ați anunțat-o? Deci poliția am anunțat după a doua zi. A doua zi a fost, da, la poliție. Și aici unde? Tot în Mamaia. Tot acolo în Mamaia. Ce fotografii frumoase. Da. Primul dumneavoastră băiat. Da. Și aici la un an eram la serviciu. Și asta e nepoată. E făcută cu o nepoată deasupra. Da, aici este mama cu soția, asta e mama. E cu toată familia. Da. Vai, ce fotografie frumoasă. Câtă armonie și câtă bucurie în familie. Corect, da. Aveți dreptate. Și aici a fost anunțul, da, de atunci, din ziar. Da, pierdut, da, pe partea anunță. Da. Pierdut copil. Cam... Asta, uite. Așa. S-a pierdut copilul în vârstă de 5 ani, cu cicatrice pe arcada stângă, Huseim Jihan. Da. 6-9-3-6-5-9. Era numărul dumneavoastră fix de atunci. Da. Deci era născut pe 23 aprilie 1990. Da. Astăzi ar avea 31 de ani, ar fi împlinit pe 23 aprilie. Da. Ce ne puteți spune despre povestea acestui băiat? Ce a fost cu el? Care sunt datele pe care le aveți până în acest moment? Din informațiile pe care am reușit să le strâng până în acest moment, într-adevăr este vorba despre un minor în vârstă de 5 ani, care a dispărut de pe raza municipiului Constanța în anul 1995, zic bine. De la momentul sesizării, am aflat că s-au alocat toate resursele umane și materiale disponibile la acel moment. Toate secțiile de poliție de pe raza municipiului Constanța au fost alertate în vederea identificării minorului. Totodată, polițiștii care au mers la fața locului au reușit să afle de la familia persoanei dispărute
faptul că aceasta ar mai fi plecat de la domiciliu voluntar, ulterior fiind găsită pe raza municipiului Constanța. Totodată aș vrea să precizez faptul că s-a dispus semnalarea dispariției atât la nivel național, cât și internațional, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Biroul Interpol, Biroul Național Interpol, în vederea localizării persoanei respective. Odată cu avansarea tehnologiei și odată cu apariția unor alte aplicații care să ne ajute pe noi, poliția, să identificăm ceea ce este de interes pentru dosarul în cauză, atunci s-au reluat. Deci nu a contat faptul că acest minor a dispărut în 1995, de îndată ce a fost posibil. Cred că vorbim de anul 2000. Nu aș vrea să greșesc, însă persoanele respective, semnalmentele persoanelor respective au fost introduse în aceste aplicații, s-au făcut verificări, însă în cazul minorului la care dumneavoastră faceți referire, din păcate fără un rezultat favorabil. Ce se întâmplă în sufletul unui copil, ca să vorbim mai întâi despre el, atunci când noi așa credem că a fost răpit? Este un eveniment psihotraumatizant major, având în vedere că vorbim despre un copil undeva la 5 ani, este clar că el nu înțelege relația cauză-efect. Practic, tot ceea ce este în mintea lui este auto-învinovățire. Și această auto-învinovățire, cumva, el consideră că tot ceea ce s-a întâmplat se datorează într-un fel sau altul lui, pentru că nu poate să înțeleagă mecanismele care au dus la acel eveniment. Și această traumă îl va urmări toată viața. Este foarte dificil pentru acești copii, pentru că se interiorizează și trăiesc profund în interiorul lor toată această depresie, toată această dramă. Ei, practic, niciodată nu vor mai reuși, decât cu ajutorul de specialitate psihologic, să fie oameni fericiți, oameni obișnuiți, oameni, cum le spunem noi, sau ne place să le spunem, normali. Sunt copii care, dacă sunt și abuzați, vor ajunge să fie abuzatori. Din păcate vorbim de viitorii infractori, pentru că fac ceea ce au învățat și fac din frică și într-un soi de mecanism de apărare. Cumva consideră că acel lucru care s-a întâmplat este viața normală și că trebuie să facă la fel, ascunzându-și practic și refuzând să-și mai amintească ce s-a întâmplat până la 5 ani, până la vârsta când a fost răpit. Atât de traumatizant este evenimentul încât el, ca mecanism de apărare, de cele mai multe ori își dorește să uite. Acel lucru nu a mai existat. Da? Și atunci, pentru a se adapta, pentru a supraviețui, preferă să considere că aceasta este viața lui, cea de după răpire, și să se integreze într-un fel în ea, pentru că cumva așa își și vindecă autoblamarea. La acea vreme, agențiile de adopții aveau o rețea incredibilă de informatori. Astfel știau dacă există sau nu copii în diferite zone ale țării, dacă ei îndeplinesc anumite criterii, dacă părinții sunt dispuși să îi vândă sau nu. Ronnie Brauman, președintele Médecins Sans Frontières între 1982 și 1994, declara într-un interviu acordat televiziunii publice franceze în anul 2000. La începutul anilor 90, imediat după căderea lui Ceaușescu, pentru a putea adopta un copil, el trebuia să fie rezidentul unui orfelinat. Dar nu se întâmpla așa. Practic, se dezvoltase o veritabilă piață de copii. Criteriile importante erau vârsta, culoarea ochilor și înălțimea.
Și dacă cererea de copii cu vârste între 3 și 5 ani, spre exemplu, era mare, iar oferta era limitată, atunci puteau fi răpiți cu sânge rece. Să le confecționezi acte era cea mai mică problemă. Tribunalele aprobau adopțiile pe bandă rulantă, chiar dacă părinții biologici nu semnaseră acordul de adopție. România era un fel de vest sălbatic la acea vreme. Suntem pe strada Dacia, da? Da, da. Aici este numărul 10? 10, da. 10. Aici locuia... Părinții. Erau părinții dumneavoastră. Da. Aici ați venit cu băiețelul. Da, da, da. L-ați lăsat în fața casei. Da. Nu, dumneavoastră ați plecat. Da, am plecat. Am mai povestiți-ne o dată. Deci ce s-a întâmplat în ziua aceea? Ați venit cu băiatul? Deci în ziua aceea a venit sora mea de la lucru. Da? Sora mea cea mai mare și eu i-am spus, zic, vezi, soră, zic, plec și eu până la mătușa mea, zic, că am avut o treabă cu mătușa. Și i-am lăsat băiatul ei. Ea mi-a spus o să aibă grijă de băiat, ca soră, că avea și ea un băiat. Băiatul avea 5 ani când s-a pierdut și băiatul din sora mea avea 4. Erau de aceeași vârstă, se da, jucau, se jucau împreună. Au coborât, fiind fața cu scări, au coborât și zice că l-a lăsat aici, în fața porții. Da. Când au venit după 2 ore, băiatul nu mai era. Ăla micu spunea, băiatul sora mea spunea că băiatul a plecat cu niște copii să mă caute pe mine. Și în ce direcție să fi plecat așa? Încolo, da. Încolo a da. Plecat. Noi vorbim așa, de aici era băiatul, da. Ar fi plecat încolo cu niște copii da. Și aici stătea o familie de... copii mici. Da. Ce fel de oameni erau? Erau oameni de treabă sau... O familie agresivă. Își băteau copiii sau da, da. Cu vecinii nu se aveau bine? Nu. Fuseseră altercații, se bătuseră cu cineva sau... Nu, se băteau în familie. Ah. În familie se băteau, exista certuri. Aici erau. Copiii da. aici, la da. Poarta asta unde e lanțul. Poliția a cercetat această pistă, a venit să verifice, să întrebe, să ancheteze o posibilă dispariția copilului? Doar că ne-a chemat la secție, în piața Griviții ne-a chemat. Ca părinți am dat declarații cum s-a pierdut copilul și atâta. Dar ce-au făcut efectiv pentru băiatul dumneavoastră? Efectiv am spus că o să-l caute. Credeți că a fost răpit? Da, cred. Cred că a fost răpit. Care ar fi lucrurile pe care ar trebui să și le amintească băiatul dumneavoastră acum ca să se recunoască că este vorba despre el? Avea o tăietură. Poliția da, mi-a spus că avea sub ochiul drept. Eu ieri am înțeles, v-am spus că era sub ochiul stâng. Da, da. În fișa poliției scria că ochiul drept era. Deci era stânga? Nu, stânga. Stânga era, ca dumneavoastră, da. Da. Deci avea o tăietură la ochiul stâng, da? Da. El a venit vreodată pe jos de la locul în care locuiați până aici, la bunică? Nu, niciodată. Ar fi putut să știe drumul? Da, sau? De curiozitate ar fi venit, că era un copil curios. De curiozitate, da. Există posibilitatea ca el, de fapt, să fi plecat spre casă și să se fi întâmplat ceva cu el pe drum? Da. Adică ne gândim, pe de-o parte, că putea să fi fost răpit de această familie de romi, despre care spuneți că erau agresivi. Pe de altă parte, dacă a plecat mai departe și nu s-a întâmplat nimic aici, ce să se fi întâmplat în drumul spre casă? În drumul spre casă, în anii aia existau, dacă treceai de Mihai Viteazul, traversai mai încolo, mai erau niște romi. Erau persoane dubioase pe aici, prin zona. Erau... Deci tot varianta da. Răpirii. Da. L-au văzut singur? Da, chiar dacă nu s-a întâmplat cu... romii ăștia de aici, s-a întâmplat încolo, spre piața Griviți, că pe acolo erau foarte mulți oameni dubioși pe timpul acela, prin anul acela erau mulți. Ar fi împlinit pe 23 aprilie 31 de ani. Da. Încă mai sperați să-l găsiți? Da, încă mai sperăm să-l găsim. Sperăm.
Din spusele părinților, băiețelul ar fi plecat cu alți copii de pe stradă. În apropierea locuinței, pe strada Dacia, numărul 10, de unde el a plecat, era o familie de romi, despre care părinții băiatului dispărut spun că erau foarte violenți, că îi știau. Nu am reușit să aflăm dacă poliția a cercetat această familie, dacă cineva a investigat această pistă. Părinții susțin că nimeni nu a verificat, dacă nu cumva, această familie de țigani, nu cumva a răpit băiatul. Există ceva la dosar pe această speță? Concret, pentru o informare corectă a publicului dumneavoastră, aș vrea să precizez faptul că nicio pistă nu a fost abandonată sau neglijată. Polițiștii la acel moment au audiat atât membrii familiei cât și vecinii. Acum nu știu dacă în rândul vecinilor făcea parte și această familie pe care o menționați. Dar și rude și prietenii, mai multe persoane au fost audiate la acel moment. Această practică, nu știu cum să o numesc altfel, prin care primii suspecți, și nu putem să neglijăm acest lucru, sunt apropiații familiei sau chiar familia, în cazul unei persoane dispărute, în 1995 însemna că poliția, în loc să înceapă să caute copilul imediat, începea o audiere a celor mai apropiate rude, a părinților, declarații nesfârșite, ore întregi pierdute. Și după cum știm din toate statisticile, primele 24 de ore sunt fundamentale. Familia susține că nu a fost nimeni nici la locul dispariției, nici în locuința în care stăteau ei. A fost semnalată dispariția minorului atât la nivel național cât și internațional. Când spun, totodată, semnalmentele minorului au fost comparate periodic cu semnalmentele unor persoane cu identitate necunoscută. Avea o tăietură sub ochiul stâng. Așa este, așa este, într-adevăr, avea un semn distinctiv. Știu că era destul de scund. Am aici, dacă vă ajută, dacă vă ajută, câteva informații. Da. Înălțime 1 metru, corpulența astenică, păr șaten cu firul drept. Conturul feții era oval, frunte normală, ochii căprui, urechile normale, nasul cârn, bărbie rotundă și cicatricea despre care ați menționat mai devreme, ochiul drept am eu. În 1995, dacă vorbim despre cazul acestui băiețel dispărut, acțiunea se întâmplă, în momentul dispariției se face undeva în jurul orei 4 după amiaza, era la mătușa lui, față în față cu locuința mătușei lui, unde fusese lăsat și unde el se juca cu un verișor primar de aceeași vârstă cu el, el avea 5, băiețelul celălalt avea 4, vis-a-vis locuia o familie de romi, despre care toată lumea spunea că era extrem de violentă și care era evitată, inclusiv de comunitatea turcă care locuia pe acea stradă. Și în anii 90 până în 2005, când procedurile au fost schimbate, poliția putea să aștepte 48 de ore înainte de a porni căutarea unui copil dispărut, ca să nu se deranjeze, știi? Adică mergeau pe principiu a fugit de acasă cu banii de pâine. Și ce rost are să ne ridicăm de la birouri, de pe scaune, poate să întoarce. Nu mă miră că nu au făcut nimic în această situație. Nu mă miră nici faptul că la momentul ăsta el nu mai figurează ca fiind copil dispărut, deci l-au șters de tot. Și din evidență, el a dispărut de tot. Nu-l mai caută nimeni. Și nici că nu i-au făcut îmbătrânirea imaginii ca să-l caute serios, pentru că el a crescut, i s-au modificat trăsăturile feței, nu avem pe cine recunoaște după imaginea unui copil de 4 ani. Deși ei sunt obligați și culmea e că avem un polițist care cu asta se ocupă, asta face și este foarte bun.
Jihan avea 5 ani în momentul dispariției. Ce șanse sunt după atâția ani, ar fi împlinit pe 23 aprilie 31 de ani, ce șanse sunt ca el să își mai recunoască familia? Dacă el este în viață și dacă Dumnezeu permite, există șansa ca el să se recunoască, pentru că, deși vorbeam despre acele mecanisme de apărare, niciodată lumina nu ne părăsește. Adică chiar dacă am ascuns-o undeva profund în sufletul nostru de teamă de a o scoate la lumină, ea există și ne călăuzește din străfundurile sufletului nostru. Și întotdeauna acești copii vor manifesta un simptom pe care eu îl numesc căutarea. Vor căuta ceva și uneori va fi extrem de frustrant. Dar acea frustrare este importantă că există, pentru că le permite la un moment dat să și găsească. Vor căuta până vor găsi. Ce vor căuta? Pacea sufletului lor. Vor căuta totuși din nou acea lumină și este posibil ca acel copil, dacă acum urmărește misiunea sau dacă cunoscuți de-ai lui îl identifică prin semnalmentele pe care le-ați dat dumneavoastră, să își reamintească cine este. Multe dintre dosarele de adopție din acea perioadă s-au pierdut. Multe au fost descompletate, făcând astfel imposibilă reconstituirea traseului actelor și semnăturilor. Dar un lucru este sigur, că în perioada 1990-1997, autoritățile române au declarat că au dat spre adopție 16.000 de copii, iar rapoartele ONU spun că este vorba de 30.000. Și ce este mai grav este că nu toți acești copii au ajuns în familii cum se cade, care le-au oferit o viață mai bună. Mulți dintre ei au fost luați de rețele de crimă organizată, specializate pe prostituție sau trafic de organe. Între 1991 și 1999, 10% din copiii adoptați erau declarați cu malformații congenitale severe. Conform rapoartelor Emei Nicholson, acești copii erau luați în grijă de ONG-uri, în special franceze, pentru a-i duce la tratamente în străinătate. Ei bine, acești copii au dispărut pur și simplu, fără ca cineva să le mai fi dat de urmă vreodată. Ceea ce este mai grav este că diagnosticele erau date de medici, actele pentru trecerea frontierei erau parafate de magistrați, iar politicienii acelor vremuri legiferau în favoarea traficanților. Ce poți să ne spui despre diferența aceasta îngrozitoare între ceea ce se difuza la televizor pe de-o parte, chiar dacă parțial lucrurile erau adevărate? Vedeam copii prin canale, morți de foame, care se drogau. Pe de-o parte se arătau aceste imagini, dar pe de altă parte și s-a dovedit ulterior acest lucru, se crease o caracatiță imensă de trafic de copii și de data aceasta mă refer mai ales la adopțiile internaționale. Era un business înfloritor, din care mulți și-au făcut averi, în adevăratul sens al cuvântului. Copiii erau o marfă și astăzi au rămas o marfă. Au fost implicați în afacerea asta, știm cu toții, și oameni care ulterior au devenit moguli în mass media și oameni care ulterior au ocupat postul de ministru al justiției. Da? Copiii erau vânduți pe zeci de mii de mărci, pe zeci de mii de franci și unii dintre ei, uite, în cazul copiilor dispăruți, chiar nu aveau nevoie de acest ajutor pentru că aveau familii care căutau. Asta e cumplit, adică să vinzi copilul cuiva. Jihan ar fi împlinit pe 23 aprilie 31 de ani. Nimeni nu știe să ne spună ce s-a întâmplat cu el, dacă a fost răpit și vândut, dacă a fost victima unui accident. Un lucru este sigur, familia lui îl caută în continuare. Dacă Jihan, mamă, dacă ne vezi și dacă ne auzi, să vii acasă, că te așteptăm. Doar atât.
Astăzi, după 31 de ani de la dispariția lui Jihan, solicităm autorităților române să realizeze un portret al adultului Jihan Hüseyin. Este o obligație a poliției române să facă acest lucru și ne întrebăm de ce nu au făcut asta până acum. Îmbătrânirea facială a lui Jihan ar putea fi un pas în plus în deslușirea misterului acestei dispariții. Și de asemenea, introducerea în baza de date a poliției a amprentei ADN a lui Jihan. Acest lucru ar duce la identificarea lui în cazul în care ar fi găsit. Să nu uităm că testul ADN a fost esențial în recunoașterea lui Viorel Marinca din Mehedinți și revenirea lui în familie după 16 ani de la dispariție. Ce fel de oameni sunt aceia care se ocupă cu traficul de persoane? Ce fel de om este acela care vede un băiețel de 5 ani, poate s-a pierdut în Constanța, care l-a luat de pe stradă și l-a folosit într-un fel sau altul? Este evident că în momentul în care vorbim despre aceste persoane, prima emoție pe care o simțim este furia și frustrarea și avem tendința întotdeauna de a judeca și de a condamna. Dar evident că trebuie să ne schimbăm un pic perspectiva asupra lucrurilor și cumva să înțelegem lucrurile dintr-o altă perspectivă, să spunem aceasta spirituală, care nu consideră că oamenii sunt răi sau buni, care consideră că oarecum anumite experiențe de viață îi determină pe oameni să manifeste la un moment dat în viața lor binele sau răul sau anumite comportamente. Și atunci am putea presupune, neștiind exact, că aceste persoane sunt persoane care, în general, din punct de vedere psihologic, așa spunem noi, care au suferit la rândul lor, care au trăit într-un mediu care le-a schimbat perspectiva asupra lumii și a vieții într-o lume lipsită de norme, într-o lume lipsită de valori, într-o lume lipsită de iubire, de dragoste, de compasiune, de empatie, de înțelegere. Astfel au crescut acești oameni. Acesta este motivul pentru care se comportă așa, pentru că asta este ceea ce au învățat. Unu, sau cazul doi, vorbim despre persoane care, din punct de vedere psihic, manifestă anumite dezechilibre, tulburări de natură psihiatrică și atunci putem spune despre aceste persoane că nu sunt conștiente de actele lor. Copiii au rămas o marfă. Din nefericire. Acum nu mai sunt adopții internaționale, nu mai pot adopta decât cetățenii stabiliți în străinătate, dar care au cetățenie română. Da? Însă sunt traficați. Și culmea e că a scăzut prețul. Deci am citit zilele trecute motivarea unei arestări preventive pentru un traficant care în 2017, adică ieri, a dus o fată de 15 ani în Italia pentru prostituție și pentru că nu avea procură notarială, deci acte, să o treacă granița, a plătit la vamă 50 de euro. 50 de euro. Atât costă, deci de la 10.000 de franci și mărci, am ajuns la câteva 10 de euro. Atât valorează destinul unui copil. De copii români adoptați în anii 90 nu erau orfani decât în proporție foarte mică. Mulți au fost vânduți de părinților agențiilor de adopții. Alții au fost răpiți, conform unor rapoarte ale Comisiei Europene. Într-un interviu acordat BBC, Rowley Post, reprezentant al Comisiei Europene, care a anchetat în perioada 1994-2004 adopțiile din România, a afirmat că în trecut asupra guvernului de la București au fost exercitate presiuni diplomatice și politice de către o rețea de grupuri de interese care dorea relaxarea legislației privind protecția copilului.
Rowley Post a explicat că în spatele acestor grupuri au existat câteva rețele la diferite niveluri. Înainte de toate, în România au existat persoane care găseau copii și se asigurau că aceștia puteau fi adoptați în mod legal. Organisme de adopție românești și străine, dar și intermediari care îi localizau pe copii contra cost. Pe de altă parte, a existat o presiune politică și diplomatică asupra României din partea anumitor țări, în special din partea Statelor Unite, Italiei, Spaniei, Franței și Israelului. A declarat Post, care continua: majoritatea adopțiilor internaționale nu sunt altceva decât trafic de copii. Practic, adopția este traficul cu copii legalizat. Era clar că adopțiile între țări deveniseră o piață de copii, o piață care funcționa potrivit cererii de copii. Erau mulți bani în joc și acolo unde e vorba de mulți bani, e și corupție mare. Erau mai ales bărbați tineri care umblau cu diverse intimidări obraznice, mă urmăreau. Unii au fost arestați, chestionați de poliție, dar nu spuneau nimic coerent. Poliția mi-a spus, ei nu știu de ce fac asta. Sunt plătiți de oameni pe care nici ei nu-i cunosc. E o rețea, așa funcționează lucrurile. Vrem să știm dacă e în viață, să ne spună că e în viață, doar atât. Dispariția unui copil nu este doar un simplu fapt. După cum am putut vedea și în ediția de astăzi, în spatele unui anunț de dispariție a unei persoane, copil sau adult, se pot afla interese puternice și foarte mulți bani. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.